Universitatea Tehnică din Moldova va avea laboratoare dotate cu echipamente moderne pentru domeniul energetic în valoare de 542.000 de dolari. Acestea au fost achiziționate prin intermediul proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Ambasadei Marii Britanii în Republica Moldova. Reprezentanții universității afirmă că aceste laboratoare sunt o premieră pentru sistemul de învățământ superior din țara noastră, iar tinerii ingineri vor putea obține abilități practice în domenii noi, cum ar fi energia regenerabilă, stocarea energiei electrice și transportul electric. Studenții au posibilitatea de a simula un vehicul electric sau hibrid, ceea ce le permite să vizualizeze fluxul de energie în circulație de la mașina electrică sau hibridă. Putem vizualiza regimul de funcționare a vehiculului, stând pe loc, în caz dat, stă pe loc, sau, de exemplu, noi punem, prescrim o viteză care va de la maneta respectivă și vedem cât se deplasează vehiculul dat. Deci cheia emulează chiar cheia unui vehicul. Putem accelera, putem frâna, respectiv de la maneta asta putem vizualiza regimul, viteza, gradul de încărcare, descărcare a bateriei și în regim de frânare, da, cu mare loc, frânarea recuperativă. În același laborator de electromobilitate l-am găsit pe Florin, student în anul 4 la Facultatea de Inginerie Electrică. Studentul spune că este pentru prima dată când are posibilitatea să simuleze în realitate un vehicul hibrid sau electric. Până acum a învățat doar teoria. Simulăm mersul în pantă, mersul pe loc drept și în vale. Adică simulăm mai multe regimuri. Cum vedem, noi mers în vale și se încarcă bateriile. La mers în pantă, se vede cum din baterii deja se duc la motor electric. Și regim deja consumă. Acesta este un stand nou, care până la acest moment n-a avut așa gen. Un alt laborator este pentru sursele regenerabile și stocarea acesteia. La instalația respectivă, studenții studiază conversia energiei fotovoltaice în energie electrică. Această instalație ne permite să studiem două sisteme cu funcționare în regim autonom, când avem baterii de acumulatoare ca sistem de stocare și în regim legat de rețea, regim on-grid. Pentru stocarea energiei are nevoie ca aceasta să fie conservată sub formă de hidrogen, spun reprezentanții Universității Tehnice. Odată cu achiziționarea unui nou echipament, aceasta poate fi deja realizată experimental în laborator. O formă de stocare a energiei regenerabile este hidrogenul. Deci această instalație demonstrează clar cum am putea noi să stocăm această energie și să o utilizăm în necesitățile noastre curente. Instalația presupune două regimuri de funcționare. Un regim de funcționare când avem un generator de hidrogen care generează în regim continuu hidrogen sub o presiune joasă, deci și alimentează pila de combustie. Și a doilea regim de funcționare când stocăm energie sub presiune, deci hidrogenul sub presiune, butelia dată. Un laborator separat a fost dotat pentru studiul motoarelor electrice. Echipamentele vechi cu care era echipat acesta datau din anii 70, afirmă profesorii. Cu ajutorul echipamentului dat o să pornesc însăși motor, propriu-zis motor. După ce au pornit ei motorul, pot să, cu ajutorul echipamentului din față, pot simula diferite sarcini, exact cum în industrie, da? Pot să încarce motorul, ca să-l încărcăm, îl pornim și pe ăsta, simulatorul, și în momentul când îl încarcă, se vede cum se încarcă cuplul extern, da? La motor, atunci ei respectiv pot să-și ia niște date ce țin de însăși motor, cum ar fi curentul, cum ar fi puterea la înfășurare, cum ar fi factorul de putere, ce e un factor important pentru eficiența energetică.
Toate echipamentele au conexiune cu calculatorul, ceea ce permite o exactitate în calcularea datelor. Rectorul UTM, Viorel Bostan, afirmă că scopul acestor echipamente este de a facilita accesul studenților din cadrul universității la tehnologii inovatoare. Cota pe piața automobililor electrice sau hibrid crește de la an la an și este foarte clar că dacă vrem să asigurăm absolvenții noștri cu cunoștințe fundamentale în acest domeniu, avem nevoie și de aceste echipamente și va fi un spor extraordinar pentru a îmbunătăți calitatea predării. De asemenea, aceste echipamente vor acoperi un larg spectru de lucrări de laborator pe care le desfășurăm la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică. Proiectul Securitatea Energetică a Republicii Moldova are o durată de 4 ani și prin intermediul acestuia USAID va investi cel puțin 60 de milioane de dolari în consolidarea și diversificarea sectorului energetic al țării noastre.